Artă în casă e o oportunitate, zic eu, ca să folosesc un clișeu extraordinară, de a aduna la un loc niște oameni mai mult decât interesanți, poate în domeniile lor, clar, vârfurile în momentul de față în România. Artă în casă e, deci, dacă vrei, ca să folosesc un al doilea clișeu, o șansă fabuloasă, de a face o pepinieră de, de oameni grozavi, oameni interesanți, oameni de la care ai ce auzi, oameni cu care poți să bei o bere, două, trei și așa mai departe. E genul de lucru care creează o efervescență extraordinară, e genul de eveniment care mută lucrurile înainte, e genul de eveniment care cred că poate schimba nu doar idei, păreri și așa mai departe, dar poate schimba ca să folosesc un cuvânt mare de destine. Cei 17 copii, cu siguranță, și nu doar ei, cu siguranță vor afla enorm de multe lucruri. Așadar, da, artă în casă e un, hai să spun așa, un, un, o mega șansă să nu știu, să primești așa un, un, foarte mișto șut în, șut în fund. Locația e splendidă, firește că un loc potrivit e întotdeauna binevenit. E, și apoi faptul că aici s-au retras, ca să zic așa, atât de mulți artiști e, și atunci ai arhitectură, ai natură, ai, e, uite, ai o piscină foarte mică aici. Firește, locația încurajează e, efervescența de, de care spuneam. Uite, deși eu am, am avut cumva sarcina să fac o chestie posibil ușor plictisitoare, lucruri nițel mai teoretice, copiii sunt foarte faini, au fost foarte deschiși, au fost evident interesați, au fost uh, întotdeauna pe fază, au avut mereu ceva de spus. Și iar, ceea ce au spus a fost, a fost, a fost, a fost întotdeauna uh, inteligent și uh, a meritat eu știu, să fie ascultat. Și am să spun o chestie ce poate părea banală, dar cred că este esențială. Cred că un manager cultural trebuie să aibă ceva din om, un, un om al renașterii, știi? ceva care știe câte ceva din toate sau măcar reușește să le, să vadă the big picture și, și, să, le, și să le coordoneze ca atare. Și uite, al doilea lucru, la fel de simplu, aparent simplist, dar care mi se pare esențial, Uh, nu știu, capacitatea de a fi, uh, de a le ține toate sub control, așa, cu calm și cu seninătate mi se pare extraordinară. Proiectul în sine uh, e genul de proiect care schimbă ceva în România. Se fac așa niște splendide focare, uh, apar tot, par, parcă tot mai multe în România în care se întâmplă uh, lucruri din astea atât de faine, cum spuneam, atât de efervescente. Uh, și creând o, o, o sau încercând să să formeze o, mă rog, o generație de manageri culturali, e ca și cum ai trimite mai mulți virus care să creeze apoi mai multe mai multe focare în sensul bun al cuvântului.